Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la microfon Alina Rusu. Emisiunea de astăzi va avea o aură deosebită, regală, pentru că va fi dedicată memoriei regelui Ferdinand și reginei Maria, de la căror intronizare recent s-au împlinit 100 de ani. Regi care au fost primiți cu mult fast și deosebită căldură și la Chișinău în perioada interbelică. Invitatul emisiunii de astăzi este doctorul în istorie, conferențiarul universitar Ion Xenofontov, căruia îi spunem bun venit! Bine v-am găsit, stimați radioascultători! Regele Ferdinand și regina Maria, care a fost rolul lor și importanța lor în destinul României și în cel al Basarabiei? Pentru noi, generațiile de astăzi, e greu să ne imaginăm, mai ales după decenii de dictatură comunistă, viața într-o societate monarhică. Poate acum, văzând cu câtă nostalgie și-au luat rămas bun englezii de la regina lor, începem și noi să răsfoim un pic mai mult în memoria noastră ascunsă și să ne amintim că am avut și noi un rege, avem și noi astăzi urmașii unei dinastii regale care chiar se înrudesc cu cea engleză. Deci, cine erau acești regi și care era rolul lor pentru noi românii? Dacă ar fi să facem o sinteză a rolului jucat de casa regală în istoria României, am sintetizat un fel următor: Dumnezeu, poporul, regele. Această triadă de esență biblică o găsim în jurământul pe care îl depuneau funcționarii în fața regelui. Deci îi dădeau acest jurământ și se vedea această trinitate. Ceea ce au făcut suveranii României se încadrează armonios cu această sintagmă, mai puțin în cazul lui Carol al II-lea, care este o altă filă în istoria românilor, dar Carol I, Ferdinand, Mihai și-au adus o contribuție substanțială în ceea ce privește istoria românilor, în mod special suveranii Ferdinand I, întregitorul sau loialul, se mai spunea, și regina soldat, regina mamă, regina doctor, care regina era cunoscută Maria prin activitățile ei de caritate. Exact, regina Maria a lăsat o amprentă profundă asupra inimilor poporului român, de altfel și-a donat inima poporului român, este o altă filă din istorie și vorbim și despre acest aspect pentru că este o dimensiune simbolică și unică în istoria românilor. Haideți să începem de la început. Cum apar regii și mai ales că sunt de origine germană în România? De ce a fost nevoie? Care este biografia acestor familii? Începem cu mica unire, 1859, atunci când se unește Moldova și vechiul regat Muntenia. A fost ales domnitor Alexandru Ioan Cuza, domnia unificată, însă nu a putut crea un element de ecualizare această alegere, care a fost una istorică pentru poporul român în contextul în care s-a realizat unirea principatelor și realizarea unor reforme, cum ar fi reforma secularizării averilor mănăstirești, reforma agrară. Deci apar niște elemente centrifuge în societatea românească și s-a pus problema ca să nu mai apară aceste discordanțe, să fie adusă o domnie din străinătate. Deci cea care, să zicem, ar fi departe de balcanizarea societății românești. Cu intrigile acestea suntem într-un spațiu balcanic și cu dimensiuni bizantine. Și s-a mers pe alegerea unei dinastii germane și a fost identificat a fi rege a României Carol I, Hohenzollern Sigmaringen, dinastie germană, care ajunge în România la drobeta Turnul Severin. Acolo este, apropo, locul unde chiar a călcat regele, este consemnat în memoria spațiului respectiv. Când a fost la drobeta Turnul Severin la conferință științifică, am văzut acel spațiu cu încărcătură istorică. Deci România au fixat această venire a lui Carol în România. Era o România
României care se afla într-un proces de modernizare, într-un proces de unificare și care își crease o statalitate așa și care vrea să se racordeze la noile realități ale Europei. Această locomotivă a fost realizată anume de Carol I, un rege luminat, bine pregătit, ancorat în pregătirea aceasta fizică, militară, îi plăcea foarte mult sistemul acesta militar și comportamentul lui era a unui militar sadea. Pedantismul acesta german, românii au avut un mare câștig din firea acestui rege cumpătat, așa, care a dus România în zenitul modernității. În timpul lui Carol I se construiesc căi ferate, adică se modernizează structura, infrastructura românească, se investește și în cultură, se investește în arhitectură. Nu în zadar se spunea că România este o Belgie orientală. Această moștenire vine ca o încununare a activității lui Carol I, care era și în anturajul unei regine culte, Carmen Silva, soția lui Carol, publica sub acest pseudonim foarte frumos. Carmen ar fi cântec și Silva în limba latină înseamnă pădure, deci și un pseudonim literar foarte frumos, deci erau și spiritual, o dinastie cultă. Carol I cu regina nu a avut copii și a fost nevoiți ca să caute o variantă de adopție și astfel s-a mers pe alegerea nepotului. Ferdinand este nepotul de la frate, cel de-al doilea copil al fratelui său și nu era miza pe Ferdinand pentru că acesta era introvertit, Ferdinand așa, nu prea dădea semnale că este preocupat de treburile statului, dădea semnale mai degrabă că ar fi fost un savant. Îi plăcea științele naturale, în special putea stea zile întregi în laboratoare. O fire cumpătată, echilibrată și foarte greu lua decizii. Deci o chestiune foarte bună a lui că asculta toată lumea, asculta, dar decizia finală sigur că îi aparținea lui, pentru că în istorie cunoaștem cazuri că nu se ține cont de sfaturi, oricum decizia o ia suveranul, dar un sfat bun poate schimba și destinile popoarelor. Până la urmă e un plus. Sigur că pentru că cei care iau decizii trebuie să se consulte cu specialiștii cei mai mari în domeniu. Deci Ferdinand putea pleca urechea la ceea ce spuneau sfetnicii lui, însă greu decidea, greu cumpărea. Știți că sunt discuții istoriografice cine era cel care lua decizii. Unii înclină că regina Maria, carismatica regină, ar fi fost cardinalul din umbră a casei regale. Alți istorici consideră totuși că Ferdinand nu prea putea fi influențat. Deciziile finale totuși le lua el, mai ales în chestiuni politice de stat, nici regina Maria nu întotdeauna a putut să-l convingă. Deși la conferința de pace de la Paris, regina Maria a avut un cuvânt de spus, a plecat acolo și a luat cele vreo 60 de rochi, a venit în Paris, o regină foarte frumoasă. Apropo, regina Maria era una dintre cele mai frumoase regine de epocă, dar noi zicem că e cea mai frumoasă, că a fost a noastră, așa? Și chișinăuienii așa și au perceput că de mult n-au avut România așa o regină și de frumoasă și nu știm dacă vom mai avea. A venit la conferința de pace de la Paris unde trebuia să se discute recunoașterea provinciilor românești reunificate în corpul unic al României. Era vorba de recunoașterea Transilvaniei de către puterele care au învins în Marele Război, așa se spunea primul război mondial în epocă, reprezentantul Italiei, Marii Britanii și ea, mergând pe această filiere de rudenie cu Casa Regală a Marii Britanii, a considerat că poate să-și aducă un aport pentru a recunoaște teritoriile reîntregite, am spus anterior, Transilvania, Bucovina și Basarabia. Deci a avut un cuvânt de spus, cu atât mai mult că în România aveau loc schimbări de prim-ministri, deci cam nu puteau să se integreze în acest concert european și regina a avut rolul ei în această ecuație. Ea venea din experiența aceasta a primului război mondial în care România a reînviat ca pasărea Phoenix. Știm că pe parcursul a câtorva ani însăși Bucureștiu a fost ocupat de trupele germane, două trimi din suprafața României a fost ocupată, iar Casa Regală și autoritățile s-au retras la Iași. A fost un catalizator pentru că situația de pe front era de așa natură că frontul al treilea rusesc a cedat,
acea dată, în contextul în care Lenin și bolșevicii au preluat puterea. Era un haos în Basarabia, trupele acestea rusești erau bolșevizate în ideea că vreau pământ și pace, ceea ce spunea Lenin, a prins această lozincă și militarii, care majoritatea erau țărani, vroiau acest deziderat. Regele s-a orientat foarte rapid și el a fost considerat ulterior ca justițiarul, regele țăranilor, pentru că a emis renumitul lui decret a reformei agrare, prin care le se ofera țăranilor pământ și astfel a coagulat societatea românească, formată majoritatea de țărani, o țară agrară era România. Și ceea ce s-a făcut la Chișinău la 27 martie, era inițial unirea condiționată, așa că se prevedeau niște condiții ale acestei uniri cu autonomie, cu implementarea unor reforme la nivel local, iar cea agrară, problema agrară era esențială pentru acea epocă, pentru că țăranul întotdeauna a avut nevoie de pământ, că asta e sursa lui de existență. Și astfel au beneficiat de această reformă sute de familii țărănești, așa, din toate provinciile românești. Reforma agrară este opera nemijlocită a lui Ferdinand Întregitorul, regele țăranilor, cum era el numit în epocă, pentru că inițiativa i-a aparținut lui, sesizând pulsul epocii. Este elementul de coagulare a societății românești. Deci el mai era vizualizat din perspectiva societății românești ca un rege care a adus bunăstarea economică, socială. Având, să zicem, în Basarabia 6 hectare de pământ, poți să-ți întreții și familia. Și se vede chiar un boom demografic în această perioadă în România. Și este o consecință directă acestei reforme economice. Țăranul își permitea ca să întrețină familia și să se gândească să aibă mai mulți copii, care cu ce întreține. Sigur că au existat și elemente turbulente care nu s-au mulțumit de această reformă. De ce trebuie să vorbim că la începutul anilor 20 au existat chiar un val de migrație în America Latină, în Brazilia. Au ajuns și în Brazilia, în America Latină, basarabeni, nemulțumiți de această reformă, că nu le plăcea, că sunt prea puține hectare, că desmoșteniți, cu bunitatea pământului. Au existat, deci nu trebuie să vizualizăm istoria numai din o anumită perspectivă, să o analizăm complex. În linii generale, ea a fost, această reformă generată de suverani, a fost una benefică pentru societatea românească. Imaginea lui Ferdinand și a reginei Maria, în linii generale, putem să o considerăm ca o imagine patriarhală. În ideea că suveranul, regele, era tata, iar regina Maria era mama. Întregi națiuni, mai ales că ei etalau și o familie frumoasă, 6 copii, așa, și apăreau în spațiu public cu domnițele și cu principii, așa, și arăta bine societății românești. Era un exemplu, era un model un pentru model, întreaga societate, da. Cum ar trebui să fie astăzi, poate, clasa politică, dar nu prea reușește. Lor le-a reușit. Nivelul acesta de inteligență înalt și crescuți în anumite ritualuri, așa, și mărci regale le-au permis să simtă pulsul epocii și a poporului român. Pentru că, mai mult ca atât, a avut loc naturalizarea acestei case regale încă în timpul lui Carol I. Deci ce înseamnă naturalizarea? De ce ei deveneau cetățeni români? Mai mult ca atât, au trecut la religia a populației majoritare ortodoxă de rit răsăritean. Deci ei au renunțat la religia lor protestantă doar ca să arate pietatea față de poporul român. Dar mai mult ca atât, chiar și în Constituția României din 1923 era un articol care prevedea că regele României este de confesiune de religie ortodoxă, creștin-ortodoxă. Era obligatoriu. Deci ei au renunțat și regina Maria, care era adeptă a culturilor protestante, anglosaxonice, mai exista în spațiul acesta. Nu a fost străină nici de cultul acesta exotic Bahai din Orient. Era foarte spectaculoasă și asimila diferite forme ale cunoașterii. Spre spune că a și influențat-o ca în testamentul ei să scrie că atunci când va muri, inima ei să fie donată poporului român. Și atunci când a murit, inima reginii a fost pusă simbolic la balcic, într-o capelă micuță, după cedarea cadrilaterului, după tratatul de la Craiova din 10 septembrie 1940, inima este adusă la Peleș. Acolo a fost ținut într-un timp în birou, în perioada socialismului, a fost ținut în biroul directorului muzeului de la Peleș, după asta ajunge la Muzeul Național de Istorie a României. Deci regina și-a donat la propriu inima poporului român. Atât de mult a iubit poporul și a simțit pulsul acestei societăți și avea un talent literar.
Deci sunt cunoscute însemnările reginei Maria, da, Carmen Silva, povești și poezii și uitați-vă că regina Maria, jurnalul reginei este impecabil, un document istoric. Dacă vrem să vedem anumite evenimente istorice din interiorul sau prin ochiul casei regale, mai ales sau ochiul feminin care vede în detalii, ne stau la dispoziție aceste însemnări. Ne descrie cu un ochi fotografic impresele și pulsul epocii, vedea în detalii, de la etichetă, de la mers, de la arhitectură, artă. Aceasta m-a surprins atunci când citeam însemnările reginei despre Basarabia, despre Chișinău. Așa că au venit... A fost publicat acest jurnal? Da, însemnările reginei Maria sunt publicate, mai multe volume. Și se află și aici la Chișinău? Se află Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Științifică Institutul Andrei Lupan. Puteți găsi aceste lucrări și să le savurați, pur și simplu, acest scris frumos cu har. Au fost publicate postum după moartea reginei, scrise în engleză, deci scrise în engleză, sunt traduse. Și ce scria regina despre Chișinău? În total, haideți să vorbim că în Basarabia au fost 5 vizite oficiale regale în intervalul 1918-1940. Regina Maria a vizitat, împreună cu Ferdinand, a vizitat Basarabia de 2 ori, în 1920 și 1925. În 1920 este clar de ce au venit la Chișinău, era după unire, trebuia într-un fel ca să arate basarabenilor că ei deja sunt suveranii spațiului întregit și să le mulțumească pentru că au votat unirea. Mai este vorba și de congresul de la Paris, contextul internațional, unde trebuia să se dea un semnal marelor puteri că, uitați-vă, noi ținem sub control și partea de răsărit a României întregite. Aceasta era o vizită simbolică și mai erau și chestiuni de sorginte politică în contextul în care, în vizita aceasta din mai 1920, suveranii erau însoțiți de prim-ministru Averescu, un basarabian de altfel. Generalul Alexandru Averescu ulterior va deveni și mareșal. Asta însemna că regele îl susținea în campania electorală care se declanșase în România pe acest general basarabian. În însemnările de la Casa Regală am constatat că erau semnale că în Basarabia lucrurile nu prea merg bine, că autoritățile întâmpină dificultăți cu administrarea în această provincie și se căutau soluții pentru a găsi o uniformizare, pentru că după unirea aceasta din 18 erau mai multe sisteme politice. Transilvania a fost în componența Imperiului Austro-Habsburgic, adică era un fel de mentalitate și Bucovina la fel, iar Basarabia a fost în componența Imperiului Rus, deci absolut altă mentalitate, altfel se gândea. De aceea se cerea o serie de activități de unificare ca să aduce acest organism neuniform să fie unul identic, să fie unul în armonie cu toată structura aceasta a legislației românești. De aceea regii aveau nevoie să simte ei personal acest impuls. Și detalii ne oferă regina Maria în însemnările ei. Ea spune că Chișinăul este foarte frumos, i-a plăcut arhitectura, străzile acestea grandioase din centru, așa, și clădirile administrative, dar a văzut după copaci clădiri mai mici. Ochiul vigilent al reginei și acest element l-a văzut. Chișinăuienii au remarcat ținuta impecabilă a reginei, foarte elegant, și stilul militar al lui Ferdinand, așa, ținuta militarească. Regina a rămas decepționată de dineu care s-a organizat la primăria municipiului Chișinău. Spunea că muzica este dată la maximum, chelnerii nu prea servesc la cel mai înalt nivel și ea chiar nu a fost în stare ca să comunice cu prim-ministrul Averescu, care era alături, și cu Inculeț, care era reprezentantul guvernului românesc în Basarabia. Adică a dat de înțeles că chișinăuienii s-au străduit, deci ea spune că se vede că s-au străduit, însă... Nivelul general de cultură simțit. Asta și-a zis că eticheta regală nu prea cunosc bine chișinăuienii, deși sărmanii s-au străduit. A fost așa un element din însemnările reginii. Familia regală a locuit în apartamente private,
să zicem, în domicilii private din Chișinău, așa, în cadrul acestei prime vizite, și ei au vizitat edificiile administrative din Chișinău, cercul militar l-au vizitat. Aici regele Ferdinand, de altfel, a văzut-o un cunoscut, un general care era așa îndesat și a zis de unde ai adunat atâta bogăție, în sens că era voluminos, cu o nuanță umoristică. Au vizitat instituții culturale și instituții educaționale. Au vizitat gimnaziul numărul 1, care ulterior se va numi Liceul de Fete numărul 1, Regina Maria, va purta numele, și aici elevele, pentru că în Chișinău, în perioada respectivă, școlile erau divizate după sex. Erau licee de fete, licee de băieți, gimnazii, numai în teritoriile unde nu se puteau aduna o clasă de un singur gen, atunci se accepta să fie mixte, dar în linii generale, potrivit etichetei de epocă, erau școlile delimitate. Deci a dat un semnal pentru educație și ulterior elevele de la liceul Regina Maria vor avea un cod vestimentar unde va fi încrustat crinul, care era floarea preferată a reginei Maria. Și regina a patronat acest liceu, făcea donații, iar Ferdinand a vrut să demonstreze imaginea unui ostaș, unui militar, de aceea a vizitat liceul militar din Chișinău. El se afla pe locul unde actualmente se află Serviciul de Informație și Securitate a Republicii Moldova, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, actualmente, deci în spațiu, clădirea a fost distrusă în cea de-a doua conflagrație mondială. Liceul era unul elitist, avea un teren sportiv foarte bun, echipa de fotbal acestui liceu era una dintre cele mai bune din Basarabia și regele a rămas impresionat de nivelul de pregătire teoretică și practică a elevilor, iar elevii și administrația liceului i-au mulțumit regelui prin faptul că i-au luat numele. Deci liceul militar se numea Liceul Militar Ferdinand I Întregitorul. Deci noi am avut două licee ce purtau numele numele suveranilor. Mai mult ca atât, și străzi am avut în Chișinău care a purtat numele lui Ferdinand, numele lui Carol I, Carol al II-lea. Am avut și monumente. Monumentul din 1938 al lui Ferdinand, care se afla pe axa aceasta catedrală, clopotniță, și în față era monumentul lui Ferdinand Întregitorul. Dar, de fapt, în Basarabia au existat mai multe monumente a regilor și chiar acum Asociația Monumentum e știut că depune multe eforturi pentru a restabili aceste monumente și chiar se pare că recent au fost tipărite și niște timbre cu imaginea acestor monumente dedicate regelui Ferdinand. Specialiștii spun că au existat 9 monumente consacrate lui Ferdinand, întregul spațiul basarabian, iar asociația aceasta monumentul vrea să le reconstituie. Cel mai reușit se pare că este monumentul lui Ferdinand de la Rezina. Este capodopera lui Alexandru Plămădeală, sculptorul nostru renumit, care este și autorul monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt, edificat la 10 ani după unirea Basarabiei cu România în 1928. Deci a fost o tendință ca să se edifice și un monument destinat reginei Maria. În anii 39 s-au făcut și niște schițe, s-au adunat și bani, însă evenimentele politice nu au permis să se finalizeze acest proiect grandios, în contextul în care în iunie Basarabia este anexată de către URSS, în august are loc dictatul de la Viena și nord-vestul Transilvaniei este îndepărtat de România și cadrelaterul în septembrie se desprinde. Deci deja alte preocupări pentru statul român, este problema siguranței naționale, pierderile teritoriale au cam șifonat imaginea regalității a lui Carol al II-lea. Deci asta a fost cea mai mare criză pe care a avut-o regalitatea în perioada contemporană, a fost 1940 și a mai fost o criză în anii 1927-1930. Regenția Carol al II-lea, să zicem, a fost copilul rebel al casei regale, a renunțat de câteva ori de la tron. În anul 1918, 1919 și 1925. E un caz fără precedent în casele regale și aceasta a creat un hiatus, o ruptură în transmiterea moștenirii regale, cu atât mai mult că și principele Nicolae, fratele lui Carol al II-lea, nu vrea ca să preia conducerea și asta a creat o mare criză politică în România, iar acasă regale în mod special s-a făcut această regență condusă de prin
principele Nicolae, patriarhul Miron Cristian și Bozugan, vicepreședinte al Curții de Casație, care au condus nu atât România, dar atribuțiile regelui, pentru că România avea parlament, avea guvern, dar casa regală, adică atribuțiile regelui, pe parcursul anului 1927-1930, iar în 1930, în vară, pe fundalul unor altercații dintre Partidul Național și Partidul Liberal, Carol este readus la putere, are loc restaurația. Casa regală a fost identificată cu activitatea Partidului Național Liberal al lui Ionel I.C. Brăteanu, regele neîncoronat a României, așa se spunea primului ministru a României, cel care de altfel avea una dintre cele mai mari biblioteci private din România. Am avut noi un prim-ministru cult, să zicem, în istoria poporului român, care la nivel intelectual nu ceda unui prim-ministru al Franței din epocă, unui prim-ministru din Italia, era foarte bine pregătit, deși a avut și momente ezitante, zicem, conferința de pace de la Paris n-a putut să gestioneze această criză, dar ulterior a dovedit valetăți de conducător. Deci el a promovat toate aceste proiecte grație bunei afinități de comunicare cu regele, cu Ferdinand I. Și a fost promovată și Constituția din 1923, tot pe filiera aceasta Partidul Național Liberal. Este considerată Constituția Liberalelor. Iar Iuliu Maniu, cel care era adversarul Partidului Național Liberal, liderul Național Țărănesc, a considerat că ar fi un moment oportun ca să-l readucă pe Carol în România, cu atât mai mult că Carol al doilea avusese niște aventuri soldate cu eșecuri financiare, a acceptat această propunere a țărăniștilor de a reveni în România și de a se restaura în fruntea casei regale, dezmoștenindu-l sau înăturându-l, mai bine zis, pe fecior, pe Mihai, care a fost numit rege până la împlinirea vârstei de 18 ani, așa această regenție trebuia să conducă și l-a înlăturat de la tron, ca el să revină în 1930. Un copil rebel, cum ați spus, al casei regale din România. Radioascultătorului s-ar face o impresie că în perioada de domnia lui Carol al II-lea a existat doar elemente de acestea negative și, într-adevăr, din perspectivă politică, cam așa ar putea fi. România a ajuns de la un stat democratic la un stat dictatorial. În 38-40, Carol a condus dictatorial, iar în 40 au loc rapturile teritoriale sub conducerea lui Carol. Deci asta a fost un fiasco. Însă, din perspectivă culturală, Carol a fost un mare filantrop. În timpul lui Carol al II-lea s-au editat monumentalele lucrări Enciclopedia României în 4 volume. Trebuia să iasă 6 volume, dar războiul a curmat acest proiect editorial unic, fiind a treia enciclopedie europeană. Un volum de enciclopedii de acest gen numără în jur de 1500 de file și reflectă aceste 4 volume toate domeniile vieții politice, economice, sociale din România. O lucrare fundamentală și fiecare capitol era elaborat de cei mai mari specialiști în domeniu. De exemplu, psihologia poporului român a fost elaborată de Rădulescu Motru, sociologia de Dmitri Gusti, cel care este părintele sociologiei, dar și ministru care a fost, adică nume de prim rang. La fel, Carol este considerat un susținător a filateliei. Cea mai mare colecție de filatelie în România avea Carol al II-lea. La fel îi plăceau colecțiile de pictură. Deci era un rege, mai mult să zicem un rege ancorat pe frumos. Îi plăcea frumosul, cultura și a susținut-o. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Regele Mihai, despre care ați pomenit, a rămas și el alături de Ferdinand și Maria în sufletul, în memoria românilor și a basarabenilor, ca niște regi deosebiți care au împlinit această menire a lor de a suda poporul român. Ne amintim de decesul regelui Mihai, când sute de mii de români au venit și l-au petrecut ultimul drum
e semn că, într-adevăr, a însemnat ceva pentru români. Regele Mihai are o imagine relativ bună în istoriografie, dacă ținem cont de contribuția sa pe arena politică românească, până la anumit moment, până la momentul în care, în contextul celui de-al doilea război mondial, a trebuit să schimbe politica României, dar el, asta a fost un imperativ real al timpului, să zicem așa. Este o legătură foarte interesantă între Mihai și Basarabia, legătură asigurată prin fiul unui țăran, Radion Chiaburu, născut la 10 aprilie 1920 într-o familie de țărani liberi din satul Pecește, județul Orhei. Acest Radion Chiaburu, în 1932, era elev la liceul de băieți numărul 3, Alexandru Donici. Acest liceu se afla în clădirea Sfatului Țării. După ce s-a încheiat ședințele Sfatului Țării, clădirea a fost transmisă în gestiunea acestui liceu. În 1932 vine reprezentantul casei regale, profesorul privat al regelui Mihai, clasa primară, regele a făcut-o cu un singur profesor, cu un inspector. El vine la Chișinău și selectează pe acest Radion Chiaburu ca să facă parte din clasa palatină. Ce era această clasă? Carol al doilea, sfătuindu-se cu Gustie, ministrul instrucțiunii, și cu Nicolae Iorga, decide ca să facă o clasă, o școală aparte pentru fiul său, pentru regele Mihai. Pentru această clasă s-a gândit ca să fie selectați copii din diferite categorii sociale și din diferite provincii românești și din perspectiva minorităților naționale. Astfel, în această clasă au ajuns copii de profesori universitari, de învățători, de factori poștali, de avocați, militari și țărani. Iar reprezentantul Basarabiei era un fiu de țărani. Și din perspectiva provinciilor românești era reprezentantul Bucovinii, reprezentantul Basarabiei, Transilvaniei, Maramureșului, Olteniei, deci practic toate provinciile românești au avut un reprezentant și au avut reprezentanți în această clasă minoritățile maghiare și germane, secui și sașii. Deci au avut câte un reprezentant în clasă, aveau câte un pupitru, fiecare elev stătea singur în pupitru său, în banca sa, și au învățat împreună ciclul acesta, să zicem, gimnazial de liceu. Radion Chiaburu a învățat cu regele Mihai până în anul 1937, a rezistat în timp 5 ani de zile, comparativ cu alți elevi care nu puteau să facă față acestei presiuni psihologice. Erau, să zicem așa, persecutați în ghilimele de către profesorii cei mai buni din România. De exemplu, lecțiile de istorie erau ținute de Nicolae Iorga, știți. Cei mai buni, lecțiile de germană erau ținute de directorul liceului german din București. Această clasă selectă. Trebuiau să fie cei mai buni dintre cei mai buni. Erau selectați și nu neapărat cei mai buni din perspectivă cognitivă, pentru că Radion Chiaburu avea note de foarte bine, dar avea și de bine și chiar suficient. Suficient, fiți atenți la obiectul de muzică, deci era afon, iar inspectorul care l-a identificat era profesor de muzică și de desen. Adică se punea accentul nu numai pe elementul cognitiv, dar probabil și pe inteligență. Că așa și-a spus inspectorul, te aleg pentru că ești isteț. Ești deștept. Fizic, acest Radion Chiaburu era chiar cu un an mai mare decât colegii lui, pentru că a avut probleme de sănătate. Și acest aspect, zicem, al sănătății nu totdeauna a prevalat. Deci, probabil, istețimea, inteligența aceasta socială a contat, eu consider, pentru inspectorul acesta școlar care l-a selectat, pentru că au fost și încă ceva. Totuși, liceul acesta, Alexandru Donici sau Alecu Donici, era în clădirea unde a avut loc unirea Basarabiei cu România. Adică era purtătoarea unei memorii istorice și îți transmitea un mesaj. Pentru că a fost la liceul Mihai Eminescu, liceul de băieți numărul 2 Mihai Eminescu, tot un liceu foarte bun, dar a fost și la cel mai bun liceu din Basarabia, care era liceul numărul 1 HD-ul. Actualmente în clădirea aceasta se află Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Și de acolo a selectat niște elevi, dar până la urmă l-a ales pe acest Radion Chiaburu, care în 37 pleacă să facă carieră militară
la Târgu Mureș în baza unei recomandări chiar a lui Carol al II-lea. Însă și Carol al II-lea a dat această recomandare și sunt niște imagini din epocă foarte interesante unde în 1935 a fost o piesă Regii Irozi, da, și în rolul de cioban era principele Mihai, iar regele Irod era Radion Chiaburu Basarabeanu. Da. Deci o piesă jucată în cadrul acestui liceu, da? În cadrul acestui liceu, de Crăciun. Vestimentația a fost asigurată de Teatrul Național din București, iar unele elemente decorative au fost furnizate de Armata Națională. Adică jucau piese de teatru în această clasă palatină. De altfel, erau trei semestre, asta era structura acestei școli. În primul semestru se făcea studii la Castelul Peleș, unde se afla Carol, familia lui Carol. După asta, iarna, spre iarnă, veneau la București, în reședința regală de la București, iar în trimestrul 3 sau atunci când se făcea totalizarea acestor semestre, se făceau excursii. Excursii în cadrul României, bine țintite, ca să facă ca viitorul rege a României, Mihai, să cunoască talpa țării, să cunoască din interior cu ce se ocupau țăranii, meșteșugarii, se duceau la muzee, culturalizare și această apropiere de popor. De aceea regele Mihai a fost iubit. Știți că a fost un rege aristocrat, n-a fost nobil, aristocrat. Ăștia sunt foarte puțini. Și corect, o atitudine foarte corectă și un rege, să zicem, care a trecut prin sine aceste rapturi teritoriale, însă el în sufletul său a fost regele poporului român, că el așa a spus, țara poate fi distrusă, că nu depinde numai de rege, de conducere ca să o mențină, sunt factori externi, puternici, care pot schimba macazul istoriei, iar rege al poporului, a poporului român, poți să fii oriunde nu te afla, știți? Deci asta a transmis el popor și poporul a simțit asta. Și era un rege popular că, de exemplu, putea să conducă și o mașină, îi plăcea foarte mult să piloteze, ca și Radion Chiaburu, care a ajuns pilot de aviație, așa și regele Mihai putea pilota și a fost cel mai fericit om de lume când a pilotat singur, fără însoțitor la bord. Deci asta a fost momentul lui cel mai fericit, spune Radion Chiaburu în memoriile sale, pentru că el a mai comunicat cu regele Mihai și din memoriile care au fost lăsate pentru eternitate. Deci această idee de a-l educa în felul acesta a dat rod, insuflată, precum spuneați, de istoricul Nicolae Iorga, unul dintre autorii ideii. Dar ceea ce povestiți despre acest coleg Radion Chiaburu al regelui Mihai sunt niște lucruri foarte curioase și se pare că mai puțin se știe sau mai puțin s-a vorbit despre aceasta în spațiul nostru, în Basarabia. Este editat ceva? Cum pot afla tinerii de astăzi? Va, există într-un program undeva aceste lucruri inedite pe care le povestiți acum? Din păcate, aceste lucruri au fost puse în circuitul istoriografic relativ recent, așa, de vreo 15 ani, iar ca să pătrundă în manuale mai durează timp. Se dorește o selectare a faptelor și evenimentelor. Memoriile lui Radion Chiaburu au fost publicate în anul 2014, așa că pentru o simplă accesare pe internet putem ajunge la această carte care este în versiune digitală deja în spațiul virtual. Și precum spuneam la începutul emisiunii, însă și emisiunea este dedicată acestui eveniment al încoronării regilor Ferdinand și Maria. Pe scurt despre acel moment, a avut loc în contextul unirii, anume pentru a consfinți acest moment istoric al unității neamului românesc. Într-adevăr, după Marea Unire realizată simbolic ca punct ajuns la apogeu la 1 decembrie 1918, al doilea eveniment major a fost încoronarea de la 15 octombrie 1922 la Alba Iulia a suveranilor României Ferdinand I și Regina Maria. A fost un element care trebuia să reprezinte simbolic unificarea provinciilor românești. Așa, ori regele și regina, atunci când s-au unit provinciile, erau regi a unui spațiu, iar acum deja era alt spațiu, cu atât mai mult că deja și Congresul de la Paris dădea semnale că este recunoscut acest spațiu. Și trebuia un eveniment major care să dea un mesaj tuturor că aceștia sunt
suveranii pe drept legitimi ai României și s-a inițiat acest proces de încoronare ales într-un spațiu simbolic. Să nu uităm că în 1599 la Alba Iulia Mihai Viteazu a realizat unirea, să nu uităm că la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia s-a finalizat procesul de unificare. Și intronizarea de asemenea a avut loc la Alba Iulia. Apropo, da. A avut loc recent în toamna aceasta și un congres dedicat acestui eveniment. Da, e vorba de congresul al treilea al istoricilor români, organizat la Alba Iulia și a avut egida aceasta 100 de ani de la încoronarea suveranilor. A condus această ceremonie din perspectiva organizării marele istoric Nicolae Iorga. El a căutat locul unde să fie edificată Catedrala Reîntregirii Neamului cu hramul Sfinții Arhanghel Gavril și Mihail. Deci este proiectul gândit de Nicolae Iorga la cel mai înalt nivel, personalitate cultă și agreată de Casa Regală. Cu ocazia acestui eveniment s-au bătut monede, s-au tipărit timbre, iar ceremonialul de încoronare este unul în stil napoleonian, spre deosebire de încoronarea medievală, unde regele era încoronat de Papa de la Roma, să zicem așa, de reprezentantul clerului. Stilul napoleonian presupune singur să te încoronezi. Așa a procedat Napoleon, s-a încoronat singur în calitate de împărat, arătând mai presus decât el nu este nimeni. Asta era semnalul. Și așa a procedat și Carol. Întâi el singur s-a încoronat, așa a procedat și Ferdinand. S-a încoronat cu coroana lui Carol I, făcută din material, din tunuri, în timpul războiului de independență, 1877-1878, care avea și însemnele provinciilor reunificate. Coroana reginei Maria a fost confecționată la o casă de bijuterii în Paris și avea o greutate de 1800 grame, pe care regina a purtat-o cu mare demnitate. S-a făcut această încoronare cu o siguranță dusă la maximum în contextul în care a fost mobilizată armata și armata a asigurat acest proces de siguranță, pentru că erau semnale că asupra casei regale se pregătesc atentate, cu atât mai mult că Alba Iulia era pe un teritoriu contestat de anumite state, neprietene României, și a fost mobilizată armata. Iar armata a asigurat logistic la cel mai înalt nivel și masa aceea somptuoasă și trebuiau să participe capete încoronate din întreaga lume. Ambasadori și Consiliul de Miniștri, deci centrul, zicem, Europei a fost la Alba Iulia la 15 octombrie, pentru că acolo au participat case încoronate din toată lumea. Nemulțumit a fost ambasadorul unei țări nordice, care spunea că cu ocazia acestui eveniment au fost înlățuiți 30.000 de oameni. O cifră exagerată, pentru că nu-și găsește justificare în documentele de arhivă. Așa supărat. Înlățuiți în ce sens? Reținuți? Reținuți în sens că au vrut să arate că a existat proteste față de această încoronare. E o exagerare a cifrii. Probabil că a fost un ambasador așa mai cârcotaș. Existau și de aceștia. Acum, importanța acestei încoronări. Discuțiile sunt controversate. Unii înclină spre ideea că era necesară ca element simbolic al reunificării și al noilor realități. Alții sunt mai sceptici, pentru că spun ei că a secătuit bugetul statului. România și așa era într-o criză economică generată de marele război, așa, cu o infrastructură distrusă și cu aznaua statului goală, dar a mai venit această încoronare. Alții spun că această încoronare a tergiversat implementarea reformei agrare. Deci reforma agrară trebuia să se implementeze cel puțin cu un an înainte. La fel și Constituția României din 1923 trebuia elaborată la fel cu un an înainte. Deci, într-un fel, a fost o stopare a proceselor economice și politice din România, pentru că toată atenția a fost acordată acestui eveniment de încoronare. Și, în final, aș vrea să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, cum o păstrăm sau cum ar trebui să le păstrăm memoria regilor și cât de important ar fi ca tinerile generații să cunoască mai multe despre faptul că, uite, am avut și noi niște suverani care și-au pus sufletul pentru prosperarea națiunii noastre și pentru prosperarea acestui spațiu, Basarabia. Într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, se simte parcă o ruptură, o necunoaștere a ceea ce a fost Casa Regală Românească. Se datorează acest fapt ideologiei sovietice, care a criticat aspru așa numită clasă exploatatoare, clasă burgheză, moșerească, iar vârf de lance în acest sens era Casa Regală. Deci s-a șters din memoria
memoria colectivă această casă regală. Binele, acest bine pe care acest l-a făcut. L-a prezentat în culori negre. Din perspectiva generațiilor în formare, memoria aceasta a regalității era transmisă mai degrabă prin povești. A fost odată o rege și o regină. Aveam imaginea că undeva tare departe, peste mări și țări, a existat o rege și o regină, dar noi am avut tot regi și regine și încă foarte culți care au modernizat spațiul românesc. Și se pare că ideologia a fost atât de puternic implantată pentru că și memoria colectivă, dacă o sondăm, nu este atât de generoasă în perpetuarea acestei memori a regalității interbelice. Deci s-a șters. Țin minte mai degrabă bătrânii renumitele 7 clase românești, deci perimetrul acesta educațional, dar regalitatea mai puțin. Sau că a fost frica aceasta ca să nu promoveze imaginea, să nu povestească, da, deși uitați-vă că educația o promovau, dar aceasta nu. Și acum s-ar cere parcă un proiect de cercetare științifică ca să sondăm măcar la nivelul marturilor indirecți, pentru că cei direcți deja sunt foarte, foarte puțin, cum ei au perceput această regalitate și au simțit-o și au încercat să o transmită generațiilor tinere. Așa. Iar pentru generația tânără, ca să cunoască ce a fost casa regală, este simplu ca să citim, să studiem. Sunt și înregistrări video de epocă, chiar foarte frumoasă și îmi place foarte mult ceea ce promovează și în prezent casa regală. Se asociază cu cultura, cu o etichetă frumoasă. Deci n-am auzit-o implicată în scandaluri, să zicem așa. Este ceea ce parcă ar lipsi clasei politice. Un model care ar lipsi și tinerilor sau în genere societății întregi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ion Xenofontov. Am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor noștri și să le amintesc că oaspetele emisiunii a fost doctorul în istorie, conferențiar universitar Ion Xenofontov. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru atenție. La revedere! Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.